Cum ar trebui să primim noi credincioși Sfânta astăzi? Înainte de a spune despre semnificația frumoasei sărbători a Sfântului Apostol Andrei, cel care a încreștinat poporul nostru atât de încercat în istorie, trebuie să spunem că pornim de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, care le-a poruncit apostolilor, mergând, învățați toate neamurile și botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfântul Apostol Andrei a venit aici, la nord de Dunăre, în Sciția Minor, unde și-a pășit primii pași spre a ocroti poporul acesta, încă dintr-un început. Sfântul Apostol Andrei, fiind considerat ocrotitorul tuturor românilor, și în același timp Sfântul Apostol Andrei este cel care a adus sămânța cea bună pe care a sădit-o în sufletul românului de aproape 2000 de ani. Deci este o sărbătoare atât de importantă încât se identifică cu sărbătoarea națională, care este actul de naștere a națiunii noastre, prin credința și spiritualitatea și cultura pe care a păstrat-o de-a lungul timpului, și poate Dumnezeu ne-a lăsat aici de mii de ani de să poposim în aceste meleaguri. Nu am migrat nici la nord, nici la sud. Am fost un popor atât de stabil încât toți au venit la noi și au cerut pământ și apă. Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul tuturor românilor, este nu numai un simbol, ci mai mult decât un simbol, este o realitate. Creștinismul fiind o realitate, fiind viața în lumina Duhului Sfânt pe care poporul român, atât de încercat în istorie, a rezistat în timp și spațiu sacru. Părinte, foarte mulți, iată, dintre români, fie că poartă numele Andrei, fie că Andreea, așa, este și asta o dovadă a evlaviei noastre, da, față de... este o dovadă, mai ales după dobândirea libertății din 1990, părinții noștri, bunicii noștri, mamele, pun din ce în ce mai mult numele de Andrei. Și Andreea, chiar suntem surprinși, eu știu, mergând pe stradă sau când întrebăm pe cineva cum te cheamă și rămâi surprins că îl cheamă Andrei sau Andreea sau orice diminutiv care derivă din numele frumos de Andrei, care înseamnă bărbat. Andrei, apostolul, în limba Andrei, Andreas, în limba greacă, care înseamnă puternic, bărbat, hotărât. Încât Sfântul Apostol Andrei a avut această hotărâre, această luptă de a veni în acest spațiu al lui Zamolxes, să zic, a primilor forme de viață păgână din timpul getodacilor, ca apoi Sfântul Apostol Andrei să vină într-adevăr cu sămânța cea bună pe care Hristos le-a transmis-o apostolilor, mergând să învețe toate neamurile. Unii apostoli au mers în Europa de Nord, alții au mers în Scandinavia, alții au mers în Peninsula Iberică. Sfântul Apostol Andrei a venit aici, în Sciția Minor, în Carpatul Danubiano-Pontic, unde dacii liberi au primit chiar și numele de Andrei, sau cei care, primind cuvântul și sămânța cea bună de la Hristos prin învățătura sa, poporul a devenit un popor cu adevărat luptător și creștin. De aceea să fim foarte bucuroși că părinții noștri pun astfel de nume din calendar, și să știți că e o constatare spirituală că cel care primește un nume, de exemplu, numele de Andrei, totdeauna împrumutăm ceva din personalitatea Sfântului care poartă numele de Andrei. Dacă sigur suntem un purtător de nume de Andrei sau Andreea, suntem o fire bărbătoasă, suntem o fire luptătoare și cu o credință puternică în viața și în lumina Duhului Sfânt, o credință pe care trebuie să o păstrăm și viața noastră să fie una echilibrată din toate punctele de vedere.
Poporul român are, iată, în această zi, regăsim așa în tradiția populară foarte multe obiceiuri, une, sigur, de sorginte păgână. Ce am putea să spunem acum, iată? Da, este o simbioză între, trebuie să recunoaștem, trecerea, dat fiind faptul că Sfântul Apostol Andrei a venit într-o perioadă de sincretism religios, popoarele de la nord de Dunăre și cele de la sud de Dunăre aveau credința în diferite zeități, Sfinții Apostoli și în speță Sfântul Apostol Andrei pentru noi români, a fost o contracarare a obiceiurilor păgânești, numai că, foarte interesant, că păstrarea unor obiceiuri păgânești, de exemplu, știu, căutarea unei sorți în viață sau cea cu strigoi, sau să ungem ușa cu usturoi pentru a nu veni cel rău în viața oamenilor, este o reminiscență păgână, dar cu o latură creștinească, adică să ne ferim de cel rău. Eu știu obiceiul ciobanilor de a duce în transumanță, care este un obicei al entității noastre românești. Poporul român fiind un popor, parafrazând pe istoricii noștri, pe toți cei cărturari, care au spus că, într-adevăr, suntem un neam de ciobani, de păstori, de fapt, de păstori atât de cele necuvântătoare, dar și un popor de voievozi, ctitori, un popor de a păstori pe cei păstoriți, de a păstra credința prin aceste obiceiuri, cu o latură, eu știu, de reminiscență păgână, dar în final, ca finalitate, având un caracter creștin, religios. La altă sfântă zi din istoria națională, da, de data aceasta. Este o etapă, am putea spune, foarte importantă, de nașterea unui popor. Dacă ne gândim când felicităm pe cineva, când se naște, nașterea, aducerea unei vieți pe pământ este poate cea mai mare bucurie. Aducerea vieții unei națiuni este o mare bucurie, deoarece sărbătoarea aceasta națională, 1 decembrie, poporul român a avut multe sărbători naționale înscrise cu litere de aur în istoria noastră, dar 1 decembrie 1918 este de fapt actul de naștere al unirii tuturor românilor de pretutindeni. Și așa, și așa suntem pe aici, pe acolo, mai suntem unii, să zic, ca la, cum spunea Mântuitorul, că cel care sare pe aiurea nu este păstor, ci este fur de tâlhar, parafrazând Sfânta Evanghelie. Mesajul nostru, mesajul, eu mă simt atât de mic încât nu știu cum să formulez, dar mesajul, cred că pentru noi românii, noi înșine trebuie să nu ne pierdem credința, adică ca primă dorință noastră este de a nu ne pierde credința, indiferent de necazurile pe care le avem, ispitele pe care le avem, indiferent de ceea ce auzim, adesea suntem vulnerabili de a ne pierde credința, de a ne pierde în lucrurile atât de mărunte în societatea noastră, poate și de multe ori societatea suferă și datorită aspectului acesta, eu știu, psihologic vorbind, lipsa, eu știu, a credinței, lipsa dragostei, lipsa nădejdei, pentru că credința, dragostea și nădejdea, știm în istorie că nu îi lipsește poporului român, noi suntem un popor deosebit de cultivat în ce privește credința, suntem poate poporul cu o stare de duhovnicie. Lipsa duhovnicilor în societate este, poate uneori ne pierdem așa, de aceea cred că mesajul ar porni de la faptul de a păstra credința, de a păstra unitatea, de a nu fi dezbinați și ce aș putea să spun decât acest mulți ani trăiască unei națiuni, unui popor, de la persoană, la comunități mai mari sau mai mici, să avem grijă unul de altul, să avem grijă de românii care sunt în pribegie și nu sunt puțini, cei care caută o bunăstare, eu știu, pleacă într-o țară străină, caută mai bine, dar tot mai bine în țara ta, unde, chiar dacă ne cazurile ne împresoară, știm foarte bine. Și Dumnezeu ne-a înzestrat prin Sfântul Apostol Andrei, ne-a înzestrat ca să, venind aici, ne-a înzestrat cu calitățile Lui de a fi puternici, luptători,
și să rezistăm în valurile ce ne presoară și poate valurile care vor veni în timp.